Nicolae Ceaușescu a fost singurul dictator comunist din Europa care a murit în fața plutonului de execuție. Violențele din România au fost cauzate de hotărârea lui Nicolae Ceaușescu de a se menține la putere cu orice preț. În anii 80 a refuzat să accepte orice reformă și a năsprit controlul, iar când românii disperați au ieșit în sfârșit în stradă, a preferat reprimarea cu muniție de război în loc să demisioneze. A existat însă un moment în care acest curs al evenimentelor ar fi putut fi schimbat. Congresul al 14-lea al Partidului Comunist. Capitalismul în România a fost pentru întotdeauna. Al 14-lea congres al Partidului Comunist Român a avut loc în această sală, începând cu 20 noiembrie 1989. Avea să se termine peste 4 zile cu realegerea în funcția de secretar general a lui Nicolae Ceaușescu. În vârstă de 71 de ani, el se afla în fruntea României de aproape un sfert de secol. A fost ales a șasea oară pentru un al șaselea mandat de 4 ani, la numai 2 săptămâni de la căderea zidului Berlinului și la câteva luni după ce în Polonia se instalase primul guvern necomunist de la cel de-al doilea război mondial. În ciuda insistențelor lui Mihail Gorbaciov însuși, Nicolae Ceaușescu se încăpățâna să mențină în România linia dură a stalinismului în care se formase în anii 50. Reformiștilor, fie ei maghiari, polonezi, est-germani sau ruși, le transmite de la tribuna Congresului un mesaj ironic. Așa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim. A inechității, a șafului, a asupririi. Am cunoscut-o sute de ani și 100 de ani sub capitalism aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a fost întotdeauna despre o asemenea cale. Poporul nostru se spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face flocul mere sau rachita mușunele. Peste o lună, încăpățânarea avea să-l ducă pe Nicolae Ceaușescu în fața plutonului de execuție. Șanse ca schimbarea de regim să se facă pașnic au existat. Dar încă de la venirea la putere, dictatura comunistă a lui Nicolae Ceaușescu a funcționat în contratimp cu ceea ce se întâmplă la Moscova și în țările satelite. Frumusețea și măreția acestui moment a culminat cu hora prieteniei. Cel mai cunoscut episod este opoziția proaspătului secretar general al PCR față de invazia sovietică împotriva regimului reformator de la Praga. Pentru Slovacia era pericolul contra revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra-revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Aflat în căutarea unei breșe în monolitul comunist, Occidentul a întărit inclusiv financiar autoritatea lui Nicolae Ceaușescu. Bucureștiul anilor 70 apărea de-a dreptul vibrant în ochii unui tânăr moscovit venit să învețe limba română. Veneam din Moscova, care era în plină stagnare. Era un oraș foarte gri, unde, cum spunea un scriitor, nu se întâmpla nimic. Iar când am venit la București, pur și simplu șocat de exuberanța acestui oraș, de restaurante deschise, forfota, muzică din toate ușele deschise, lume veselă. În afară de creditele preferențiale, Nicolae Ceaușescu nu a împrumutat însă nimic din statele occidentale. Mai degrabă l-au inspirat vizitele în China și Coreea de Nord. Blocajul financiar din 1982, cauzat de eșalonarea neprofesionistă a unor credite externe, altfel perfect sustenabile, a devenit startul unei perioade cumplite pentru români. Nicolae Ceaușescu a vrut să plătească datoria externă înainte de termen și a făcut asta reducând la minimum toate cheltuielile destinate populației. În mijlocul anilor 80 a fost groaznic. Este nicio exagerare să spun asta.
Îmi amintesc că atunci mi s-a născut fiul în București și eu trăiam atunci în Colentina și apartamentul practic nu se încălzea. Nu aveam becurile, nu era luminat, era atmosfera sumbră și cel mai dramatic a fost evident că apartamentul nu se încălzea, era un mic copil la care trebuia schimbate scutece, pur și simplu. Și lucrurile astea, de exemplu, pe mine și pe soția mea, atunci ne pur și simplu ne scotea din minți. Prinși în menghina unui sistem totalitar rigid, românii au început să privească cu speranță spre Moscova. Imperiul Sovietic crăpa economic pe la toate încheieturile, erau într-o fundătură ideologică masivă, nu se mai puteau susține. Gorbaciov a fost adus la putere ca să realizeze glasnostul și perestroica. Gorbaciov a fost o soluție de avarie. În mai 1987, liderul sovietic Mihail Gorbaciov vizitează împreună cu soția Bucureștiul. Esența este că a existat o confruntare, ca să spun așa, tacită, cel puțin, între Ceaușescu și Gorbaciov. Adică, pe de o parte, Gorbaciov, care se vedea și a fost, într-adevăr, un lider al reformei socialismului în Europa de Est, pe de altă parte era Ceaușescu, care probabil se considera lider al socialismului ortodox, care ține foarte mult la spiritul și litera acestei doctrine. Occidentul, începând cu Londra și Washington, înțelesese mult mai exact mesajul lui Mihail Gorbaciov. Celebrul discurs al lui Ronald Reagan din 12 iunie 1987, rostit pe partea vestică a zidului Berlinului, a venit exact în momentul în care Mihail Gorbaciov era pregătit să răspundă. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Replica sovietică pe căi diplomatice și în diverse contexte a fost că Moscova nu va interveni, cum a făcut-o în trecut, pentru a ține în viață artificial regimurile falimentare din estul Europei. Prin urmare, în 1988, reformiștii preiau puterea la Budapesta, iar în februarie 1989, la Varșovia, regimul Jaruzelski începe discuțiile cu sindicatul anticomunist Solidaritatea. De-a lungul 1989, regimul ceaușist a ignorat marile schimbări care aveau loc în țările comuniste. Ziarul Scânteia, care funcționa în această clădire, continua să prezinte plenarele PCR și marile realizări ale planului. Așa, de pildă, în vară, când toate agențiile internaționale de presă relatau despre criza refugiaților est-germani în ambasadele vest-germane din Est, Scânteia nu a spus nimic. A relatat însă pe larg despre vizita lui Nicolae Ceaușescu în Berlinul de Est la aniversarea a 40 de ani de la înființarea Republicii Democrate Germane. Nimic despre căderea zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989. Reacția a fost aceeași pe care au avut-o în 1977 la greva minerilor, în 1988 la Brașov. Aceeași reacție au avut-o în 1989. Și anume, întărim paza. Capacitatea de anticipare, capacitatea de a se adapta la schimbări, capacitatea de a prevedea o anumită linie generală a evenimentelor era nulă. Programat pentru 20 noiembrie 1989, Congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român a presupus măsuri draconice de control. Printre altele, la 11 noiembrie, unitățile de grănicieri au trecut din subordinea Ministerului Apărării la Ministerul de Interne. Motivul logic pentru care grănicierii trecuseră în subordinea Ministerului de Interne era ca ei să beneficieze și de rețeaua de informații a securității și a Ministerului de Interne, astfel încât să fie mult mai ușor de identificat cei care ar fi putut să intre în respectiva perioadă în România cu potențial periculos pentru regim. În special erau atenți la jurnaliști străini, la persoane care se pretau, spuneau ei, la acțiuni protestatare, curiere ai diverselor persoane urmărite din țară. În ciuda ambalajului perfect al Congresului, în România, nervii erau întinși la maxim. A fost ceva foarte interesant. Așa, un amestec de disperare cu
așteptare să vină ceva. Și această așteptare a fost foarte pregnantă. Era ca și cum ai auzi așa un fel de zgomot de undeva de departe. Una potența pe alta, disperarea pe această așteptare. Și exista această atmosferă de febrilitate în oraș. La cel de-al 14-lea congres nu a existat nicio umbră de protest. Jurnaliștii străini care se aflau în acea lojă erau iritați de nesfârșitele discursuri de preamărire la adresa lui Nicolae Ceaușescu, așa că s-au apucat să numere rundele de aplauze care îi întrerupeau pe vorbitori. Se pare că într-o singură zi, au fost 4, delegații s-au ridicat în picioare ca să aplaude frenetic și să strige sloganuri pro-Ceaușescu de 300 de ori. Congresul PCR nu era un demers politic, era un ritual. Mare majoritate a lucrărilor Congresului, Ceaușescu lipsea din prezidium. Scaunul lui era gol. Cu toate acestea, toți oratorii, toți cei care vorbeau, veneau acolo, se întorceau către acest scaun gol și spuneau mult iubite și stimate tovarășe și continuau discursul. Dar el lipsea. Discuțiile libere cu delegații erau realmente imposibile. Votanții lui Nicolae Ceaușescu fugeau pur și simplu atunci când erau abordați de vreun jurnalist străin. Interviurile luate trecătorilor, atât de banale astăzi, erau de neconceput. Ca să discuți ca jurnalist cu un medic sau cu un muncitor, trebuia să faci cerere la agenția de știri a statului, care îți oferea ea interlocutorul. Acesta era instruit să dea răspunsuri demne de prima pagină din Scânteia. Acum este